Fostul cinematograf Victoria din centrul vechi al municipiului Slatina va fi reabilitat. După aproape 20 de ani, clădirea ce a adăpostit primul cinematograf din oraș va fi în sfârșit redată circuitului urban sub denumirea de Atelier Intercultural Victoria. Lucrările au demarat luni, 1 februarie. Este vorba despre un proiect finanțat de guvernul Norvegiei prin intermediul unui proiect pe fonduri europene. La final, aceste lucruri vor fi terminate până la începutul acestei veri, cel târziu. Vorbim de faptul că fostul cinematograf Victoria va fi redat slătinenilor sub forma unui centru multifuncțional. Aici vor putea nu doar să fie vizionate filme, dar vor fi și organizate spectacole de teatru și muzică, expoziții, ședințe ale municipalității cu slătinenii. Proiectul de reabilitare va presupune modernizarea sălii de cinema, camera cu balcon, casa de bilete, sala de proiecție și sala de vizionare. De asemenea, vor fi montate două centrale termice pe gaz, se vor înlocui instalațiile termice, electrice și sanitare. Capacitatea sălii de cinema va fi foarte încăpătoare. Vorbim despre un proiect în valoare totală de aproximativ 7.200.000 de lei, dintre care aproximativ 300.000 de lei reprezintă cofinanțarea primăriei Slatina. La final vă pot spune că acest centru doar pe partea de cinema va avea un număr de 75 de locuri pe scaune plus alte 25 de locuri la lojă. După o serie de licitații, municipalitatea a reușit să atribuie lucrarea unei firme din județul Bacău. Constructorul are ca termen de finalizare a lucrării sfârșitul lunii aprilie. Reprezentanții municipalității nu iau în calcul prelungirea perioadei de execuție, deși Ministerul Culturii ar permite acest lucru.